La data de 9 mai, la ora 17 și 15 minute, polițiștii din cadrul biroului rutier, în timp ce desfășurau activități de supraveghere a traficului pe raza municipiului Zalău, au fost solicitați de către colegii lor de la Biroul de Ordine Publică pentru a se deplasa pe strada Cimitirului, întrucât au depistat un șofer din comuna Dobrin, care circula cu mașina, deși dreptul de a conduce era suspendat. Ajunși la fața locului, polițiștii l-au testat pe șofer cu alcool testul, rezultatul fiind pozitiv. Acesta avea o alcoolemie de 1,25 mg per litru alcool pur în aerul expirat. În baza ordonanței de reținere, cel în cauză a fost reținut și depus în centrul de reținere și arestare preventivă Sălaj, iar în cursul zilei de ieri a fost prezentat parchetului de pe lângă judecătoria Zalău cu propunere de arestare preventivă sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere și conducere a unui vehicul sub influența alcoolului. Pe numele tânărului, instanța a emis mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile.